accentul pe deplasarea rapidă, realizarea în timp scurt a intervenției. Și două autospeciale de descarcerare echipate cu aparatură destinată salvării persoanelor implicate la accidente rutiere, catastrofe și calamități naturale. Persoanele au fost transportate la spital, deci nu mai există pericol pentru victime. Ultimul pericol este incendiu, care trebuie izolat și lichidat. Poliția comunitară a luat măsuri de pază și ordine. Își face apariția, în momentul de față o auto specială. De la Inspectoratul pentru situații de anul Spirii. Coboară echipajul și instalează pentru lucru auto specială. Se pare că incendiul a luat proporții, se acționează cu rapiditate și profesionalism de către echipajul Inspectoratului pentru situații de urgență de alospire al municipiului București. A început localizarea și stingerea incendiului. Se acționează din două părți, cu apă și spumă. De asemenea, această autospecială are și aparatură de descarcerare. Se pregătește pentru lucru și aparatura de descarcere dacă va fi nevoie pentru a interveni la acest autoturism incendiat. Observați că echipajul acționează în condiții deosebit de grele de fum. Au aparat de respirat cu oxigen pentru a pune în pericol viața celor care intervin. În momentul de față se anunță că sosește și cea de-a doua specială pentru dacă să intervine dacă va fi nevoie. Incendiul este aproape lichidat. Protocolul de intervenție a respectat în tocmai și fără a fost respectat în tocmai, fără a exista riscul amplificării efectelor accidentului. Din mașina accidentată, pacienta care este de fapt și însemnată în așa, se face evaluare medicală. Este conștientă, cooperantă, fără mărci traumatice, vizibilă, este gravidă, însărcinată în luna a șasea în evoluție. Este echilibrată în hemodinamic și se acordă primul ajutor la locul accidentului. Se montează linia venoasă cu sensul fiziologic, se face oxigenoterapie pe mască, este scos al doilea pacient, este și el așezat pe targă. La ambulanța de tip A pentru a fi transportată către Spitalul Cantacuzino pentru evaluarea stării sarcinii. Luptă pentru a scăpa victima. Și multă prudență pentru a nu se întâmple și alte minuni. Așa cum observați, toți pașii se fac pentru maximă, în situație de maximă siguranță, atât. După cum observați, fața locului au scos și o altă ambulanță.